decizie inexplicabilă a magistratului Serghei Papuha de la judecătoria sectorului Râșcani. Recent, el a dispus cercetarea în arest la domiciliu a unui individ de 34 de ani care ar fi violat două tinere. Și asta chiar dacă cel de-al doilea viol s-ar fi produs în timp ce suspectul era cercetat în stare de libertate pentru primul viol. Magistratul care a luat această decizie spune că nu își amintește ce l-a determinat să procedeze astfel. Decizia magistratului de a-l plasa în arest la domiciliu pe individ i-a șocat pe părinții uneia dintre victime. Acum un an, fata lor de 18 ani a trecut prin clipe groaznice. Pe o stradă din Chișinău i-a oprit o mașină de ocazie din dorința de a ajunge mai repede acasă, într-un sat din apropierea capitalei. Șoferul, un individ de 34 de ani, care locuiește în Chișinău, a adus-o însă pe un câmp unde a abuzat-o ore în șir. Deși inițial el a fost arestat pentru 30 de zile, judecătorii de la Curtea de Apel au decis să-l cerceteze în libertate. În acest timp, suspectul a violat și o minoră de 14 ani. A ținut-o două zile prizonieră într-un apartament și a torturat-o, spun oamenii legii. După cel de-al doilea viol, individul a fost încătușat, iar cele două dosare au fost comasate și au ajuns la judecătoria Râșcani. Victimele erau astfel convinse că agresorul va fi închis, dar judecătorul Serghei Papuha a decis să-l placeze în arest la domiciliu. El are acces și la internet, are acces la telefon, are acces la decel. Cine pe dânsul al urmărește? Nu știm de ce s-a întâmplat așa și ce vor să îmi spui judecătorii noștri cu când dau libertate la așa individ. Om care fură găină stă primește 10 ani, dar cel care face așa fapte grele stă la libertate. Întrebat ce l-a determinat să-l placeze în arest la domiciliu pe individul care a violat două fete, judecătorul Serghei Papuha a răspuns. Eu nu sunt mint. Nu ați credeți că eu am 100 de arest la domiciliu. Arestul la domiciliu e celălalt arest? În aceste condiții, părinții victimelor nu mai știu cine ar putea să le facă dreptate. În disperare de cauze, tatăl uneia dintre fetele abuzate s-a adresat președintelui Nicolae Timofti. Eu aș vrea să vă întreb, domnule președinte, la noi în țară este vreo lege așa ceva, că poate fi făcut tot ce vrei, poți să-ți cumperi libertatea? Mai sunt noi judecători în țara Moldovii, ori toți sunt numai de ăștia care cu bani. Avocatul familiei spune că va depune o sesizare la Consiliul Superior al Magistraturii, în care va cere sancționarea judecătorului Serghei Papuha. Inculpatul riscă până la 12 ani de pușcărie. Potrivit oamenilor legii, el s-ar fi lăudat că face parte din gruparea criminală Patron, lucru care până în prezent nu a fost confirmat.